cred că cu asta să-i impresionez, pentru că pe amândoi, și pe Bănică și pe Brenciu, i-am văzut cântând cu... Stai. Da? Da. Cine mă sună? Nevastă-mea. Sună mai încolo. Deci, să revin. Alo? Alo? Măi, dau interviu acum, te sun peste 10 minute, da? Știți că sunteți o prezență altfel. Păi da, pentru că sunt și mai vechi. Sunteți mai vechi în X-Factor, ca mine. Nu, în X-Factor sunt mai vechi ca vârstă. Bănuiesc că vârsta sufletului bate undeva la 20 de ani. Cam așa. Eu când m-am născut, lângă icoană, era o vioară atârnată în cui. Deci asta spune mult. De 2-3 ani când vocal, atât. Și dacă Dumnezeu a hotărât la nașterea mea că eu o să trebuiască să cânt, uite că eu la 68 de ani am ajuns să cânt. Sunteți inimă zburdalnică. Da, și suflet zglobiu. Atât timp cât mai cânt, mă simt tânăr, să știți. Bine, dacă e muzică bună, nu se mai auzi niciodată cântând alte bâzdăgănii, că nu-mi plac. Manele, flanele, nu. 3, 2, 1... Bună seara! Muzica este viața mea, este nevastă, e și nevastă, e de toate, e pentru mine. Astăzi, la X-Factor, Constantin Tănase. Constantin Florea mă numesc. Constantin. Mulțumesc mult. Sunt din Iași. Așa? Am o vârstă mai așa, mai 68 de ani. Puțin cop. Mulți înainte. Mulți înainte. Așa? Cântați la vreun instrument? Am fost toboșar. Toboșar. Cu Mitică Moroșanu. Am cântat și cu Titel Popovici toboșar. Toboșar înaintea lui Țăndărică. Așa. Am cântat cu Nancy Brandes înaintea lui Țăndărică. Asta. Cu o trupă de rock. Așa. Acela și... roșu și negru, unde ați cântat? Nu. Se numea Prometeu. Nancy... Prometeu. Am auzit. Dacă îmi permiteți, maestre, am cântat și cu tatăl dumneavoastră. Dumnezeu să-l ierte. Mă bucur. Ce ați vrea să mai știți? De la Iași ați venit singur-singurel? Nu, am venit cu băiatul meu. Cum îl cheamă? Tot Constantin. Căsătorit? Nu, e clasa, a trecut în clasa 10-a. S-a întâmplat, mai este așa, păcatele tinereților, ce să le faci? Iar de asta acum nu mai cântați nicăieri sau nu mai câștigați? Nu, eu acum cânt cu un pianist în Iași, unul Marcel Maxim, mai o șuietă, mai știți cum e, mai un... Ca între șuiete. Așa. Ce ați pregătit pentru astăzi? E o întrebare care stă pe buzele tuturor. Mi-a spus despre cele două piese. Da. Una cu Vioara Ancui și alta cu... Una cu jazzul, cu Dick Ellington. Un succes!